M-am dus acolo cu chitanțele și m-au scos afară din federație. Cine vă spune? M-au lăsat Prunea cu cine era. Pentru că cel care orchestra comisia respectivă era Prunea. Imaginează-ți că la comisia de licențiere din cadrul FRF, în capul meu se stătea Prunea. Care nu avea nicio calitate. De fapt, era Viorel Duru cel nici care Viorel Duru. Viorel Duru era direcția de licență, era procurorul. Ah, păi și cine trebuia să stea? Păi doar membrii comisiei. Păi și dacă v-ar fi acceptat chitanțele alea, să n-avea zice... nicio relevanță, era o prostie. N-avea nicio relevanță. Adică era decisă, normal, era la revedere. Normal, normal. Da? Normal. Și n-are nicio legătură aia, dar pur și simplu cum se aruncă un motiv pentru a justifica ceva. Adică ei ce fac acum ăștia cu războaiele, ei făceau de 20 de ani înapoi. Aruncau, pentru mine adevărul contează. Nu contează dacă tu ești tâlhar și nu te vede nimeni. Contează? Că contează dacă furi sau nu furi. Da. Dacă nu te-a descoperit niciodată nimeni, nu înseamnă că nu ești tâlhar. Ești tot tâlhar. Numai că tâlhar nedescoperit. Același lucru se întâmplă și aici. Ei orice au făcut în raport cu... Și în general așa funcționează instituțiile astea. Își caută acoperire și justificare. Pentru mine, eu n-am nevoie. Dacă eu nu ieșeam să spun totul, dacă eu nu sunt genul de om care să fac public absolut orice discuție, nu puteam. Asta e felul meu de a fi. Nu poți să te transformi în fiecare secundă. Pentru că oricine altcineva avea o altă atitudine față de ei. Și nu ținea cont că e soră, ați văzut pe la televizor să ceară soră cu soră, frate cu frate. Eu nu fac acest lucru. Nu fac. Nu transform o... Îmi asum ce să fac. Dacă eu eram la volan și a venit cineva și mi-a dat, a venit cu o mașină mare și m-a dus spre șanț. Am intrat în șanț. Eu să spun că nu am intrat în șanț datorită mie, să-l arăt pe ăla cu degetul, dar luați-vă camerele de luat vederi și o să vedeți că l-am băgat în șanț. Dacă vrea cineva să afle ce s-a întâmplat, e foarte simplu să afle absolut toate evenimentele și din 2003, și din 2006, și din 2013. Bun, nu e atât de complicat. După câțiva ani prin Liga a doua, ea nu după câțiva în prima ligă. Nu după câțiva ani. După 4 ani și cu 8 milioane de euro cheltuite. În Liga a doua. Liga a doua. 8 milioane de euro. Milioane de pe euro ce ați cheltuit 8 milioane de euro? 2 milioane buget pe an. Da? Adică și nu am fost lăsat să promovăm. Cu ferm, pentru că am avut niște... Dar nu, iarăși, nu am vorbit și nu vorbesc despre tema asta pentru că mi-am asumat rolul invers. Am zis, mă, nu am fost suficient de buni pentru a promova. Pentru că în primul an a trebuit să rămână Ceahlău, Piatra Neamț, a promovat Delta Tulcea cu Buzău. Da? În al doilea an a trebuit să promoveze Brașovul, în care investea sume, Răzvan Lucescu avea 300.000 salariu. Sau Coman avea 200.000, Mălderășan avea 200.000. Pe urmă, într-un an a fost ei cu Otopeni, pe urmă au fost alții. Am stat la rând prea mult, pentru că nu eram suficient de buni. Păi și va veni rândul la un moment dat. Avea rândul după 4 ani. Și 8 milioane. Care e un cost. Dacă costul ăla dar e prea mare... Dar de unde aveați banii ăștia? Poftim? De unde aveați banii ăștia? Din buzunar. Păi nu am avut... N-am făcut și anumite transferuri? Da, luați ceva bani pe transferuri, da. Dar cu o mână iei și cu alta îi dai. Adică au stat temporar în buzunar. Iar în momentul respectiv, când am promovat, da... Da, ați avut și noroc la un moment dat cu scandalul ăsta dintre diverse cluburi. Când erați primul pe loc retrogradabil... Nu, în primul an, când am promovat 2010-2011, așa, după primul an am retrogradat. Ați retrogradat. Dar au retras licența Timișoara, Bistrița, cazul Mititelu și am rămas noi ca rezultat acestui lucru. Dar da, nu ca rezultat a intervenției noastre. A, pur și simplu a supărat, a deranjat cineva mai mult decât ați deranjat. A deranjat săracul Jean Păduran, Dumnezeu să-l ierte, să se odihnească pe unde e. A existat cooperativa în fotbalul românesc? Categoric a existat. Și cum o simțeați? Adică în ce... Nu m-a interesat și nu mă interesează. Păi nu, ok, nu v-a interesat și nu vă interesează, dar indirect vă lovesc de ea. Da, dar dacă erai bun, n-aveți ce să-ți facă.
Ați simțit vreodată că... Pe noi, de exemplu, l-am... Nu știe multă lume, dar noi am scos Bistrița din tipul ăla de fotbal. Noi, Bistrița a hotărât în primăvara 2005 să joace în teren cu Sportul. Și i-am bătut 5-0. Și în momentul respectiv a restructurat tot. Adică noi cu un an înainte am fost la Bistrița și în minutul sau cu 2 sau cât era înainte de a retrograda, în minutul 20 era 3-0 pentru Bistrița. Cădeau în careu, s-aruncau în careu și dădea penalti. Pă bune, așa era? Da, da, așa era. Așa era. Păi ce făceați? Era 4-0, era... Nu puteam trece mijlocul cu terenul. Nu puteam trece mijlocul cu terenul. Adică, dar, dacă erai suficient de bun, n-aveau ce să-ți facă. Dar te luptai cu cost. Aveți în memorie vreun meci complet întors de o brigadă, de o situație, adică pe față, cum se zice? Lucrurile sunt extrem de simplu. Luați arbitrajele din 2011-2012, potriva Sportului au fost 20-57 de greșeli decisive și niciuna pentru. Chiar domnul Crăciunescu a făcut ședință cu arbitri, că o parte a fost dânsul, președintele Comisiei de Arbitre, și o parte a fost Vasile Avram. Și a întrebat dacă au ceva cu Sportul. Eu nu știu de la dânsul, dar știu că a fost o discuție în adunarea, în discuție cu ei. Și unul dintre președinții s-a spus că nu cumva s-a ajuns Sportul.